Palatul Buckingham, informă de ultimă ori despre starea de sănătate a prințului Filip. Prințul Filip al Marii Britanii, socul reginei Elizabeta a II-a, se simte bine după intervenția chirurgicală suferit la un subliniere old miercuri, la un spital din Londra, a anuncat biroul de pres de la Palatul Buckingham, citat de AFP, scrie Mediafax. Ducele de Edinburgh a fost internat, marci, la Spitalul King Edward VII din Londra, pentru o intervenție chirurgicală planificat la un subliniere old, potrivit unui comunicat transmis la momentul respectiv de Casa Regală Britanică. Într-un comunicat transmis miercuri, biroul de pres de la Palatul Buckingham, resubliniere din Caregal, a anuncat ce intervenția chirurgicală a fost un succes, sublinierea ce prințul Filip înregistrează progrese satisfăcătoare în această etapă. În acela sublinierei comunicat se menționează ce acesta va mai rămâne internat câteva zile. Prințul Filip, în vârstă de 96 de ani, s-a retras din viața publică anul trecut, dar, de atunci, a mai apărut la câteva evenimente oficiale alături de regina Elizabeta II-a. Prințul a lipsit, însă, de la slujba de pasubliniere T, se pete mâna trecut, pentru ce avea dureri la un subliniere old. Prințul Filip a fost spitalizat de mai multe ori în ultimii ani, pentru diverse probleme de sănătate. Mult timp cunoscut pentru energia lui inepuizabil, Filip a stat alături sociei sale, fără greu subliniere al, în cei 66 de ani de domnie a acesteia, iar regina spune ce prințul este stânca ei. Constanța sa în rolul de fidel adjunct i-a atras simpatia sublinierilor britanici, în ciuda caracterului său aspru sublinierei a unor gafe devenite celebre. Aereu subliniere IT se scapi fere să fi mâncat, a fost una dintre replicile sale pentru un student britanic ce a mers într-o expediție de unul singur în Papua Noua Guinee, în 1998. Prințul Filipos al Greciei sublinierei Danemarcei s-a născut în Corfu, pe 10 iunie 1921. Fiind unicul fiu dintre cei 5 copii ai prințului Andrei al Greciei, fratele mai mic al împăratului Constantin, sublinierei ai princesei Alice de Battenberg. La vârsta de 18 luni, el sublinierei familia sa au fost evacuați cu o navă a marinei regale britanice din Grecia frământat de conflicte. Familia s-a stabilit la Paris, iar prințul Filip a fost trimis la un internat în Marea Britanie când avea 7 ani. I-a continuat studiile în sudul Germaniei sublinierei apoi în Scoția. A devenit cadet al Marinei Britanice în 1939 sublinierei a făcut serviciul militar pe nave în Oceanul Indian sublinierei Mediterana. A fost introdus formal princesei Elizabeth în iulie 1939, când tatăl acesteia, regele George al VI-lea, sublinierei familia sa făcea un tur al Royal Naval College din Dartmouth. În 1947, a fost anuncat logodna lor.
prințul Filip, sublinierei princesa Elizabeth, s-au căsătorit la Westminster Abbey pe 20 noiembrie 1947. Prinț al Greciei, sublinierei al Danemarcei, Filip a renunțat la aceste titluri la scurt timp după căsătorie, sublinierei a adoptat numele de familie al bunicilor materni, devenind cunoscut ca locotenentul Filip Mountbatten. După căsătorie a primit titlurile de duce de Edinburgh, conte de Merionet, sublinierei baron de Grenwick. Regina Elizabeth a II-a l-a numit prinț al Marii Britanii în 1957, iar, în 2011, tot ea i-a acordat titlul de înalt amiral al Marinei Regale Britanice, cu ocazia celei de-a 90-a aniversări. Pe 20 noiembrie 2017, prințul Filip a sărbătorit 70 de ani de căsătorie cu regina Elizabeth, aceasta fiind primul monar britanic care a celebrat o nuntă de platin. Prințul Filip, sublinierei regina Elizabeth au împreună 4 copii, prințul Charles de Wales, princesa regală Anne, ducele Andrei de York, sublinierei contele Edward de Wessex.